Jocurile video sunt o experiență extrem de costisitoare în ultima vreme. Atât timp cât nu avem o consolă, acestea necesită un PC cu specificații maxime, care este un pic incomod și ocupă mult loc. Pe de altă parte, există laptopurile, care au fost proiectate pentru orice altceva, dar nu pentru jocuri. Dar există și excepții. Astăzi vi-l prezint pe Lenovo Y510P, un laptop care face față oricărui joc care îi propuneți. Cei care se gândesc deja la acest laptop nu trebuie să se aștepte la un design ultra subțire și foarte ușor, pentru că Y510P e în primul rând un laptop pentru gaming. Acesta are 3 cm în grosime și cântărește aproape 3 kg. Desigur că există modele ca Asus ROG G750, mult mai subțiri și ușoare, însă la prețul lui îți cumperi o mașină și probabil mai rămân ceva bani. La acest model de la Lenovo avem aluminiu și plastic pe alocuri, însă ambele lasă o mulțime de urme. Mai mult s-a lucrat la tastatură. Aceasta este adâncită și are o lumină de fundal roșie, care dă o senzație de agresivitate a laptopului. Totodată este comodă și plăcută la atingere. Trackpad-ul este și el un element foarte important pentru un laptop, dar având în vedere că majoritatea se vor folosi de un mouse în jocuri, Lenovo nu prea a atras atenție la asta, așa că este un pic cam micuț pentru un model de 15 inch și nu este foarte sensibil. În schimb, se descurcă bine la gesturi. Ce ține de exterior, nu mi-a plăcut că în multe locuri crăpăturile sunt mult prea mari. Aici se poate aduna foarte ușor praful și murdăria. Prin părți ies în evidență două porturi USB 3.0, un port HDMI și pe lângă toate porturile obișnuite avem un USB care funcționează chiar și cu laptopul stins. O funcție de-a dreptul unică și utilă pentru că poți să-ți încarci telefonul fără a cheltui foarte mult din bateria laptopului. Dacă e să vorbim despre display, este unul de 15,6 inch Full HD, care, dacă l-am comparat cu majoritatea laptopurilor, putem spune că Lenovo a lucrat chiar bine la el. Imaginea este luminoasă, unghiurile de vizualizare surprinzător de bune pentru un laptop, iar când treci înapoi la un ecran obișnuit, simți parcă lipsa detalizării unui Full HD. Să trecem la partea cea mai importantă, adică performanțele. Aici avem cel mai nou procesor cu 4 nuclei de la Intel Core i7, 8 GB de memorie operativă și 1 TB de memorie internă. Însă cel mai tare se evidențiază placa grafică Nvidia GeForce GT 750M de 2 GB. Iar pe lângă asta mai există posibilitatea de a înlocui DVD-ROM-ul laptopului cu încă o placă grafică. Modelul pe care îl am eu are la moment doar una singură, dar care se descurcă fără probleme. Timp de o săptămână am testat jocuri ca Watch Dogs, super joc apropo tot despre smartphone-uri și tehnologii, și Race Driver Grid Autosport. Ambele sunt jocuri recent apărute și au rulat impresionant pe noul Lenovo. Ca să vă dau un exemplu, am măsurat FPS-ul la fiecare joc, adică numărul de cadre video pe secundă. Cu cât sunt mai multe, cu atât imaginea este mai clară. Pentru o experiență plăcută, FPS-ul nu trebuie să fie mai jos de 30. Ambele jocuri la configurație maximă afișau un FPS între 40 și 60, ceva a naibii de impresionant pentru un laptop. Opriri de cadre pot apărea doar atunci când laptopul iese imediat din sleep mode și are nevoie de câteva minute pentru a-și reveni. Ca totul să funcționeze bine, culerele laptopului lucrează extrem de tare și elimină o căldură puternică. După o oră de Watch Dogs puteți să topiți plasticul în dreptul unui ventilator, dar acest fapt este bine cunoscut deja și, în cazul în care vă deranjează, puteți procura un USB cooler. Apropo, pentru jocuri am decis să testez și un mouse pe măsură, așa că am ales modelul de la Logitech G602. Personal nu sunt un gamer și până acum nu atrageam mare atenție la mouse-uri și nu prea vedeam mare necesitate în a procura ceva mai scump. Ei, uite că dacă aș fi gamer, aș avea cu totul altă părere. Nu știam că un mouse poate să stea atât de comod în mână. G602 parcă este proiectat pentru fiecare palmă în parte. Pe lângă comoditate are o mulțime de funcții. Potrivit Logitech, butoanele pot rezista până la 20 de milioane de clicuri, iar butoane aici nu sunt deloc puține. Într-o parte avem 6 butoane care pot înlocui o întreagă tastatură, fiecăruia îi poți atribui diferite funcții: copy, paste, închiderea și mutarea ferestrelor, scroll în toate direcțiile, iar în jocuri fiecare buton la fel poate fi configurat. Unul pentru a schimba arma, altul pentru a sări și tot așa mai departe. Pe lângă asta există două butoane care pot regla direct viteza cu care se mișcă mouse-ul. De baterie nu trebuie să vă faceți griji. Aici avem două de tip AA, care rezistă 250 de ore dacă veți juca fără întrerupere. Dacă o veți folosi în mod obișnuit, 1400. G602 are și un mod de conservare a energiei. Cu el mare diferență decât cel obișnuit nu este, însă timp de o săptămână bateria nu s-a descărcat nici măcar cu 10%. În general, mouse-ul este foarte plăcut de utilizat și are multe acoperiri. Pentru butoanele de bază, un plastic mat, pentru palma un cauciuc texturat, iar prin părți un plastic aspru, toate împreună oferind senzații foarte plăcute. În momentele în care nu jucați, veți vedea la fel o performanță de invidiat atunci când realizați task-uri complicate, operați în mai multe programe și navigați prin sistem, toate datorită noului procesor Intel Core i7. Bateria are performanțe așteptate de la un astfel de laptop, între 4 și 5 ore de parte de priză. Asta în cazul în care nu aprindeți niciun joc. Vă dați seama că nu prea avem la moment baterii atât de puternice încât să facă față unui hardware atât de impunător. Chiar și așa, Lenovo oferă un soft care poate avea grijă de baterie, nu o încarcă până la urmă, nu o forțează sau invers, în orice caz de folos. Lenovo Y510P rulează pe Windows 8.1, care este același Windows prost gândit despre care obișnuiesc să reamintesc de fiecare dată. Multe din funcțiile sale sunt inutile și greu de utilizat pe un calculator, poate pe un ecran touchscreen, da. Totuși există unele gesturi utile ca multitasking-ul și separarea ecranului în jumătate. Iar dacă ar fi să nu atragem atenția la interfața Metro, am putea spune că folosim un Windows 7 mai sofisticat. Sunetul în jocuri este asigurat de două speakere JBL, care pentru un laptop sună tare bine. Dar dacă aveți ocazia să conectați niște boxe, nu ezitați să o faceți. Dacă ar fi să dau un verdict, Lenovo Y510P a distrus mitul cum că laptopuri pentru jocuri nu există și dacă există, sunt extrem de scumpe. Până acum, laptopurile pentru jocuri ca Asus ROG G750 erau puținele care intrau în această categorie, dar să cumperi o astfel de mașinărie de $3000 doar pentru jocuri sună stupid. Uite că Lenovo a răspuns la rugămințele tuturor gamerilor care vroiau un laptop pentru jocuri fără a plăti o avere pentru acesta. Desigur că nu este cel mai subțire și arătos laptop pe care îl vedeți, dar hei, aceasta nici nu a fost scopul care și l-a pus Lenovo. La plusuri aș adăuga și posibilitatea de a mai adăuga o cartelă video, dar și acel USB care lucrează mereu și care pentru mine este de folos. Cam asta a fost totul pentru azi, nu uitați să dați like la video, dar și la pagina de Facebook. Dacă încă nu ați făcut-o, apăsați subscribe, iar noi ne vedem într-un episod nou. Cu voi a fost Vicu, toate bune!